Suntem în formula aproape completă. Bună ziua, mulțumim că ați răspuns invitație, chiar dacă este duminică. Și duminica crește iarba, nu? Am avut o ședință a Organizației Județene a Partidului Social Democrat, în care am aprobat nominalizarea la funcția de prefect a județului Bacău, rezultat din negocierile la nivel național între PSD și PNL. Cu unanimitate a fost aprobată nominalizarea domnului Lucian Bogdanel. În interiorul partidului, înainte de ședință sau chiar și în timpul ședinței, au mai fost formulate propuneri, dar finalmente cea care a întrunit toate condițiile și toate sufragiile este cea în persoana domnului Lucian Bogdanel, care va reprezenta Partidul Social Democrat în funcția de prefect al județului Bacău. N-aș vrea să detaliez foarte mult. Aș prefera să răspund întrebărilor, indiferent cum sunt ele, mai acide, mai puțin acide, nu înainte de a-i da cuvântul și domnului Lucian Bogdanel. Trebuie să salutăm și pe doamna Ana Cătăuță, vicepreședintea Camerei Deputaților de 13 zile, dacă nu greșesc, nu, Ana? Cam așa, da. Da? Este o funcție onorantă și pentru dânsa și pentru organizația PSD Bacău și, sigur, noi ne dorim ca veștile bune pentru băcăuani la nivel de decizie politică și administrativă să nu se oprească aici. Și ori de câte ori vom avea de făcut nominalizări asumate politic, vom veni în fața și a partidului și a cetățenilor prin intermediul dumneavoastră și prin intermediul rețelelor de socializare. Țin să precizez că am fost suporterul și sunt suporterul acestei formule asumate din punct de vedere politic. Am spus-o și la începutul anului, cred că este singurul lucru bun care l-a făcut fosta coaliție PNL-USR+. Că a politizat această funcție, pentru că orice partid astfel este responsabil de ceea ce propune cetățenilor și județului Bacău. Nu se ascunde în spatele unui concurs sau în spatele unui transfer de la o primărie din județ. Ca și ultima propunere pentru prefectura Bacău pe care a avut-o Partidul Social Democrat, domnul Valentin Ivancea, care nu era membru de partid la momentul respectiv, nici domnul Lucian Bogdanel nu este membru de partid, nu spun nici cu emfază, în niciun fel, ci pur și simplu este o realitate. Nu este un apropiat al Partidului Social Democrat, a colaborat mult cu noi și colaborează mult cu noi. Și dacă mă veți provoca, voi provoca în sensul pozitiv, voi oferi și celelalte argumente pe care le-am oferit timp de o oră și jumătate la ședința de partid. Domnul Lucian Bogdanel, care are experiența dialogului cu dumneavoastră, după care răspunde la întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc sprijinului oferit de organizația județeană Bacău a PSD. Este o perioadă complicată, complexă, cu provocări sub mai multe aspecte, pornind de la criza epidemiologică până la criza economică, care se profilează și o iarnă poate mai grea ca niciodată, însă cred că împreună putem duce lucrurile la bun sfârșit și putem face treabă bună în coaliția nou formată, să zic așa, la București. Eu vă stau la dispoziție cu întrebări. Probabil săptămâna care urmează va consemna și instalarea propriu-zisă prin funcție de partid. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări. Vă rog. Experiența administrativă, experiența contactului cu cetățenii, a comunicării publice, nu este un secret, că vine chiar din rândurile mass media, unde a activat, cred că, 7, 8, 9, 10 ani, n-am această statistică,
A lucrat și la Primăria Bacău, consilier la Cabinetul Europarlamentar, deci are, din punctul nostru de vedere, întrunește condițiile pentru a face față unei, unei funcții de, de prefect. Cu siguranță este o propunere mult mai argumentată și cu mai multe, mult mai argumentată decât foarte multe propuneri care s-au făcut în funcția de prefect în județul Bacău în ultimii, pot vorbi, dar nu știu dacă cu dumneavoastră, în ultimii 20 de ani. Pentru că știu bine, cred că am numărat peste 15-16 prefecți, în care mai mult de jumătate nu se calificau și au demonstrat ulterior că nu se calificau. Cel mai trist, unul din cele mai triste personaje este fostul prefect, care acum este în relație pe bani cu Primăria Bacău, care a blocat un, un buget, pentru că așa a dorit dânsul. Argumente juridice n-a avut, ba dimpotrivă a avut un gest de dispreț la adresa amendamentului pe care îl poate depune un consilier local. Asta a făcut prefectul județului Bacău în luna aprilie anul acesta. A acționat la comanda primarului USR, s-a făcut de tot băcănia și de tot râsul, este rușinea dânsului și a celui care l-a propus acolo și cu siguranță Partidul Social Democrat nu va oferi asemenea ipostaze jenante pentru administrația, pentru viața politică și administrativă. Să ataci, să blochezi bugetul unui municipiu și după aceea să pierzi în, în instanță. Nu vom oferi asemenea momente deplorabile cum au mai fost, dacă vreți, și în urmă cu 3-4 ani, fel de fel de crize inventate, fie a deșeurilor, fie a naționalismului deșanțat, care finalmente au fost infirmate de instanță. Chiar dacă ele au avut la origine un prefect sau un primar, instanța le-a infirmat. Dar a fost bine să facem așa furtună într-un pahar cu apă. Noi nu vom oferi asemenea momente joanice. Vom încerca să facem tot ceea ce știu, este posibil să județul Bacău să redevină un șantier. Acesta este obiectivul. Pentru că astăzi vorbeam și cu colegii, acum doi ani și vorbeam de județul Bacău, un adevărat șantier. Erau investiții în implementare de aproximativ 300 milioane de euro, investiții de la bugetul național, mă refer la centură sau la aeroport, investiții în, ale Consiliului Județean, ale primarilor din județ. Astăzi le transmit și colegilor de coaliție, dar și adversarilor politici o știre foarte proastă, dacă trebuie să-i responsabilizeze. Cu excepția unor investiții de la Spitalul Județean de Urgență, din fonduri de la Consiliul Județean sau fonduri europene, cu excepția unor investiții care stau să se recepționeze sau care stau să înceapă la compania de apă, repet, din fonduri europene, care nu se văd, nu sunt sub ochii cetățeanului, dar se întâmplă. Demanganizarea, practic, se va face recepția, stația de manganizare se va face recepția în această săptămână. Atunci când Primăria Bacău va termina exproprierile pentru cei 17 km de la Stejarul încoace, vor începe și lucrările acolo. Sunt foarte puține investiții pentru un județ ca Bacăul. Probabil Consiliul Județean se pregătește să atace și parterul de la spitalul, de la pavilionul spitalului municipal. Acestea sunt investiții în județul Bacău, din păcate. Și asta o spun, este un semnal de alarmă și pentru cei care până acum două luni erau la guvernare, adică cei de la PNL și USR, dar și pentru cei care sunt alături de noi în această soluție de coabitare pentru a traversa această perioadă complicată pentru România și pentru județul Bacău. Vă rog. Ele s-au purtat la nivel național și ele au un țintar, și e bine că e transparent, e politic asumat, și au un țintar la nivel național și se închid și funcție. V-a explicat și domnul Cățu oarecum această formulă. În mod normal ar trebui să fie un subprefect de la un partid și un subprefect de la celălalt. Dacă eu sunt suporterul doar a unui subprefect, nu văd de ce, și am spus la momentul respectiv, nu văd de ce trebuie să existe ziua prefectului, cum nu văd de ce trebuie să existe doi subprefecți.
Dar dacă va fi unul de la PSD și unul de la PNL, vom comunica de aceeași manieră, asumată și transparentă. Cred că prioritățile imediate țin de două obiective, trecerea iernii în condiții și a sezonului rece în condiții cât de cât rezolvabile raportat la scumpirile care se anunță urmarea liberalizării de pildă a prețului gazelor, de asemenea pregătirea valului 5 al pandemiei, care trebuie tratat cu seriozitatea pe care alte guverne sau alți miniștri ai sănătății de pe la OSR nu au tratat, da, pandemia. Ca priorități, să zicem, ale organizației politice din care fac parte și care m-au nominalizat la această funcție, aș sublinia lucruri care deja au fost statuate de conducerea social-democrată a organizației Bacău. A13, restartarea autostrăzii A13 Bacău-Brașov, implementarea aplicației COIM, 470 de milioane de euro, 41 de euro beneficiare de investiții în apă și canalizare, între care și municipiul Bacău. Și în ultimul rând, cred că este un obiectiv tot din zona medicală, circumscris zonei medicale, e vorba de complementarizarea Spitalului Județean de Urgență Bacău cu corpul de clădire care a fost până la mijlocul anului trecut, Spitalul Municipal. Mi se pare un obiectiv cardinal în zona medicală a Băcăvara. Cam asta cred că ar fi, în linii generale, să spun așa, obiectivele pe care le urmărim administrativ și politic până la urmă, pentru că autostrada 13, de exemplu, va avea nevoie de un suport politic pe măsură pentru a ajunge la a finaliza proiectarea și a scoate licitație, poate, în 2023 acest obiectiv pe care îl așteptăm cu toții. Da. Cred că chiar și prin exemplificarea proiectelor despre care am vorbit adineauri, din această enumerare este foarte clar care interes primează și pentru că această funcție, și aici trebuie să ne departajăm, să ne depărtăm un pic de aura de ipocrizie care a conjurat această funcție și trebuie să admitem că există un conținut și o substanță și politică a acestei funcții. Această funcție este îmbrăcată și politic, nu doar, știu eu, administrativ. Că fostul prefect a reinventat dreptul administrativ, interzicând ceea ce codul administrativ permitea consilierilor, respectiv să amendeze un proiect de buget, asta deja e altă socoteală. Dincolo de comanda politică, e vorba și de profesionalism, probabil, și ne înțelege la fenomenul administrativ. Mulțumesc! 2020, prefectul județului Bacău, am mai spus lucrurile astea și nu mă feresc, a subordonat funcția unei atac continuu și repetat la adresa Spitalului Județean de Urgență, de exemplu. N-a fost un partener al sănătății în Bacău. Anul 2020, PNL a subordonat funcția de prefect ales alegerilor locale și ce a înțeles din acest lucru, hai să, nu numai că era ca pe front la Spitalul Județean în 2020, din martie, când a venit pandemia, hai să căutăm motive cu DSP-ul și fel de fel de pretexte, doar s-a întâmplat ceva la Spitalul Județean de Urgență și pe care, de consecință, poate PSD-ul va avea niște probleme la locale. Dar chiar și așa, cu atâția adversari care trebuiau să fie instituțional parteneri Spitalului Județean de Urgență, anul 2020 a fost traversat ok și nu uitați că
Această organizație pe 13 martie 2020, când alții încă împărțeau flori, nu terminase de împărți florile pe 8 martie, adică nu alții, PNL-ul. Pe 8 martie nu termina, mai aveau flori de împărțit de la 8 martie, pe 13 martie organizația județeană PSD Bacău a propus politic și asumat să modernizăm etajele 4 și 5. Că primarului de la momentul respectiv, de tristă amintire, și prefectului de la momentul respectiv le-au luat vreo 2 săptămâni să rumege această idee și să creeze condițiile necesare pentru ca Consiliul Județean să financeze și să facă operaționale acele 2 etaje. De acum a trecut mult timp, dar nu trebuie uitate aceste realități din viața noastră, pentru că unii au subestimat lupta cu COVID-ul și după aceea au constatat cât de utile au fost etajele 4 și 5 în toată această bătălie care nu s-a încheiat. Și îmi amintesc foarte bine că noi, când le propuneam un moment zero ca să reprioritizăm investițiile funcție de această luptă cu COVID-ul, ei tot într-o cheie politică țineau acest lucru. Și le spuneam că va veni și valul 4 și valul 6 și sănătatea trebuie să fie pe primul loc. N-au înțeles acest lucru, noi ne ținem de obiectivele noastre, oamenii nu ne-au părăsit în 2020, ne-au susținut în cea mai mare măsură. Organizația merge mai departe și eu cred că este, din punct de vedere a omogenității și din punct de vedere a responsabilității și a competențelor, se află într-un moment destul de bun din istoria ei, ca să nu spun mai mult. Și mărturie stau și colegii de aici, cei din afara sării. Toți, fiecare, sunt oameni care fac cinste organizației PSD Bacău și fac lucruri bune acolo unde activează. Dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, vă mulțumim frumos pentru efortul făcut. Duminică frumoasă și dacă situația o vă mai cere, ne vom mai vedea la conferințe de presă. Rămânem partidul din județul Bacău, care avem frecvența cea mai ridicată a conferințelor de presă, pentru că înțelegem să comunicăm și cu cetățenii și să respectăm și mass media și să vorbim mai puțin pe surse și să răspundem la orice fel de întrebare, indiferent de la cine vine, pentru că nu ne e rușine cu ce facem. Mulțumim frumos, duminică frumoasă!